Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voi o străim. Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să ne liniștim inimile în prezența ta și să-ți mulțumim pentru că ne primești în meritele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele tău. Mulțumim pentru că ne-ai răscumpărat, mulțumim pentru că l-ai dat pe Hristos Domnul și vrem și în locul acesta numele Lui să fie înălțat. Doamne, dorim așa de mult să ne liniștim inima și să recunoaștem că prin Duhul Tău cel Sfânt ești prezent în adunarea copiilor Tăi. Doamne, așteptăm să lucrezi. Vrem să Te rog să cercetezi fiecare inimă. Mă rog să mângâi, să mustri acolo unde trebuie, dar mai ales să aduci Tu mântuire. Îți cerem să lucrezi, Doamne, în viața fiecăruia din noi. Ne rugăm și astăzi ca ori de câte ori ne strângem la oaltă, vrem să cunoaștem cercetarea Duhului Tău. Ne rugăm să ne dai Duh de descoperire în înțelegerea Scripturii și a voii Tale și vrem, Doamne, ca în toate lucrurile numele Tău să fie înălțat. Amin. Ne rugăm pentru cei doborâți de întristare, ne rugăm pentru cei care au poveri pe care n-au putut să le împărtășească cu alții. Doamne, fă să cunoască eliberarea în prezența Domnului Iisus Hristos. Dincolo de ceea ce spunem noi, dincolo de ceea ce am putea să cântăm, Doamne, vrem ca închinarea noastră să fie bine primită înaintea Ta. Amin. Îți cerem toate aceste lucruri în meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Fie ca bucuria Mântuirii să ne umple inimile și în seara aceasta. Haideți să cântăm această cântare gândindu-ne la ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Iar pentru cei care nu v-ați împăcat încă cu Domnul și nu ați aflat această mântuire, această iertare și această bucurie, ne rugăm ca în seara aceasta să fie vremea hotărătoare pentru schimbarea sufletelor voastre, în care mântuirea să intre și în viața voastră.
Viața mea s-a schimbat când a fost mântuit, Iisus e în inima mea. Am în suflet lumina ce mult am dorit, Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Răurile bucuricuri din ea neîncetat, Iisus e în inima mea. Am lăsat calea lumii când El m-a chemat, Iisus e în inima mea. Și păcatele mele de plin mi-a spălat, Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Răurile bucuricuri din ea neîncetat, Iisus e în inima mea. În cetatea cerească eu voi locui, Iisus e în inima mea. Până atunci către cer fericit voi privi, Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Iisus e în inima mea. Răurile bucuricuri din ea știm că nu cu argint sau aur am fost răscumpărați din felul nostru de șer de vețuire, ci cu sângele scump al Domnului Iisus, al Fiului lui Dumnezeu, al lui nume să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Am socotit că înainte de timpul de rugăciune să-l ascultăm pe fratele Doru cântând cântarea de laudă. Fratele Doru vine din aceeași biserică din care este și predicatorul nostru din seara aceasta, fratele Onisim Ladin. Fratele Doru este cunoscut în adunarea noastră pentru că este fiul sorei Băc. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru slujirea din seara aceasta. Acum ascultăm o piesă. Vreau să vă salut în numele Domnului și aș vrea să vin înaintea dumneavoastră spre lauda lui Dumnezeu cu o cântare de fratele Niculiță Moldoveanu. Este vorba de cântarea Facă-mi se totdeauna după Sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Și când crezi că planurile fiecăruia dintre noi sunt în orice caz mai rele decât planul lui Dumnezeu pentru noi, atunci crezi cum trebuie. Foarte de multe ori avem impresia că planurile noastre sunt foarte, foarte valoroase. Și cineva m-a întrebat, și era și el creștin, tu cum cânți cântarea asta? Că cuvintele cântării sunt aproape ca un blestem. Chiar să-mi cadă toate planurile la pământ? Chiar să-mi cadă toate la pământ. Dacă se face voia lui Dumnezeu în viața mea, precis mie mai bine.
Mulțumim, dragii mei, nu știu pentru câți. Aceasta este una din rugăciunile extrem de profunde. În momentul în care gândim consacrarea noastră înaintea lui Dumnezeu, să fii gata să-ți cadă toate planurile la pământ. Ne-am uitat ultima dată la modul în care Dumnezeu a răsturnat lucrurile în cazul lui Saul. O vreme de persecuție, o vreme în care Imperiul Roman era împotriva bisericii, o vreme în care Sanhedrinul era împotriva bisericii și o vreme în care un om atât de zelos pentru lege, ca și Saul, primește acordul autorităților să persecute biserica. Cine se gândea că Dumnezeu va face să se năruie toate planurile lui Pavel, lui Saul? Că într-o secundă pe drumul Damascului Dumnezeu a avut puterea să întoarcă viața acestui om și nu doar să-l oprească, nu doar să-l omoare, nu doar să îl elimine cumva ca și pericol pentru biserică, ci să-l facă, să-l transforme în așa fel încât el să devină un propovăduitor al lui Iisus Hristos. În contextul acesta citim despre biserică următoarele cuvinte. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Dragii mei, nu știu câți suntem și în seara aceasta cu această povară în suflet. Doamne, oare îmi vei răspunde în seara aceasta la rugăciunea mea? Doamne, de ani de zile mă rog pentru copilul meu, pentru prietenul meu, pentru vecinul meu, pentru soțul meu, pentru soția mea și parcă nu se întâmplă nimic. Și fac atâtea planuri și parcă nu se întâmplă nimic. Dragii mei, cred că mărturia întoarcerii lui Saul este o dovadă a faptului că avem un Dumnezeu viu și un Dumnezeu puternic care poate să răstoarne lucrurile. Dar aceasta s-a întâmplat în contextul unei biserici despre care ni se spune că umbla în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Știți ce înțeleg de aici din expresia umbla în frica de Domnul? Acea atitudine a bisericii în care stăm înaintea Lui, pregătiți ca puterea Lui să lucreze. Stăm în anticiparea faptului că nu este o seară obișnuită, ci din viața noastră, în care am fi putut fi la magazin, am fi putut să ne relaxăm acasă pe o canapea, ci ne-am adunat în acest loc pentru că știm că Evanghelia are putere. Pentru că știm că dacă stăm în evlavie, în frică de Domnul, în așteptarea de a vedea cum va lucra Dumnezeu, cu inima deschisă înaintea Lui, Dumnezeu va lucra. Și atât de frumos sună, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. De aceea, dragii mei, într-un act de credință, haideți să ne ridicăm din nou la rugăciune. Și să avem aceste cuvinte, Doamne, suntem în așteptare ca Tu să lucrezi în seara aceasta. Dincolo de ceea ce putem noi să credem că se poate schimba, cu puterea Ta, Te rugăm și cu ajutorul Duhului Sfânt, fă să se extindă împărăția Ta în acest loc. Aș vrea să rog pe sora Otilia Matei, pe sora Dana Andronache, pe fratele Dani Haidu, pe fratele Nica și pe fratele Dan Florian și apoi pe fratele păstor Marius Pircean să se roage cu voce tare. Da, Doamne, păzește-ne. Da, te rugăm. Din partea noastră, ca și oameni, te rog ajută-ne să acceptăm lucrul ăsta. Da. Avem voința de a ne lăsa pe cuvântul tău și transformați. Te rugăm. Amin. Amin. Da. Pentru harul acesta extraordinar pe care ne-ai dat să fim din nou în casa ta.
mulțumim frumos pentru sănătate, mulțumim frumos că suntem aici și nu în alt loc. Mulțumim. Am venit să ne întâlnim cu tine și vrem în această seară să plecăm de aici plin de tine. Te rog. În aceasta te rog frumos să dai putere cuvântului vestit prin robul tău. Binecuvântă, Doamne, sfințește și fă folositor pentru fiecare inimă. Transformă-ne, Doamne, acolo unde este nevoie de mântuire. Te rugăm în această seară în mod deosebit să o aduci, Doamne. Te rog. Sunt oameni care au venit aici care nu te cunosc pe tine. Doamne, Dumnezeule mare, te rugăm frumos, pentru că noi credem în puterea ta transformatoare. Mulțumim. Tu poți să schimbi inimi și minți și în această seară. Și îți mulțumim frumos că o vei face. Vrem lucrul acesta pentru lărgirea împărăției. Te rugăm, Doamne. Și vrem că atunci când vom fi cu toții în slavă, să putem să-ți dăm slavă și glorie și cinste numelui tău. Slavă să fie în continuare numai a ta. Rămâi cu noi și fii binecuvântat. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim pentru poartarea de grijă. Mulțumim, Doamne Iisuse. Deci, Doamne, noi n-am face lucrurile acestea, Doamne, Tu, Doamne, l-ai făcut, Doamne, și te-ai gândit la noi. Doamne, am vrea, Doamne, ca să ne apropie cât mai mult de Tine, Doamne, de cuvântul Tău, Doamne, Doamne, ca să ne vorbești fiecare în parte, Doamne, în această seară. Și, Doamne, ca pe cei care, Doamne, încă nu Te-au cunoscut, Doamne, să Te cunoască, Doamne, și să vadă, Doamne, cât ești de mare și Te rugăm, Doamne, fă-te de cunoscut. Amin. Noi venim înaintea Ta, Doamne, nu din curiozitate, ci venim înaintea Ta cu viziunea că Tu ești în locul acesta. Da, Doamne, în credința aceasta. Că ne-ai răscumpărat cu preț de jertfă și dorim să prețuim lucrul acesta pe care Tu l-ai făcut, Doamne, prin Fiul Tău. Te binecuvântăm, Doamne, și Îți mulțumim. Amin. Dorim, Doamne, ca să ne dai inima aceea, Doamne, plină de credință, da, care să se lase la dispoziția Ta ca Tu să lucrezi. Și totdeauna, Doamne, Tată, Tu să ne binecuvântezi și să ne dai pasiune pentru cuvântul Tău. Te rugă. Și să ne binecuvântezi, Doamne, să ne descoperi din cuvântul Tău lucruri binecuvântate. Lucruri care să ne îndrepte în alergarea noastră, lucruri care să ne mustre, lucruri care să ne învețe, lucruri care să ne ridice, Doamne, ca să putem să rămânem în credința aceasta în Tine până la venirea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru servul Tău din seara aceasta. Te rog să umpli de puterea Tău și să-i dai Te rugăm, Doamne. Pe pocăiți, Doamne, să-i întărești să se pocăiască mai mult. Te rugăm, ajută-ne. Și pe cei care încă nu Te cunosc să dobândească și o relație cu Tine. Te rugăm. Pe cei ce au hotărât, Doamne, au luat o decizie în viața lor, Doamne, Te rog, ajută-i să rămână fermi în decizia aceasta. Te rugăm, Doamne, întărește. Și noi îți mulțumim, Doamne, pentru că din dorința de a Te iubi și de a Te sluji, chiar dacă vremurile sunt grele, Tu ne vei binecuvânta și ne vei ajuta. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Așa este, Doamne. Așa este, Doamne. Fii slăvit. Am venit în seara aceasta încredințați că și în seara asta îți vei arăta puterea. Te rugăm, Doamne. Te rog, Doamne, să o faci. Te rugăm. Care trebuie să fie transformate. Doamne, pentru aceasta binecuvintează-ți robii de care te rugăm să ai în seara aceasta. Doamne, am vrea ca prin ei să vorbești Tu. Te rog, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare cuvântul Tău. Doamne, prin cuvântul Tău, te rog, Doamne, acolo unde e nevoie de alinare, te rog, unde e nevoie de mustrare, te rog să faci. Da. Unde e nevoie de vindecare, te rog, Doamne, să vindeci. Da. Doamne, vorbește-ne fiecărui acum numai Tu știi. Te rugăm. Și Te rugăm, Doamne, transformă-ne în fiecare zi să ne asemănăm mai mult cu Fiul Tău. Amin. Amin. Dumnezeul nostru slăvit,
Nimic n-a diminuat puterea ta în 20 de veacuri. Așa este. Tu ai puterea și astăzi, în secolul 21, să faci aceleași lucrări cum le-ai făcut în biserica din secolul 1. Da. Doamne, vino pe calea îndurărilor tale în seara aceasta la Emanuel. Stăm în spirit de anticipați, în frică de tine, în așteptarea a ceea ce tu vrei să ne dăruiești în seara aceasta prin cuvântul tău și cercetarea Duhului tău. Te slăvim că Hristos își zidește biserica și astăzi și Duhul Sfânt adaugă la poporul tău pe cei ce sunt mântuiți. Fă-o în seara aceasta. Te rugăm. Atinge-te de fiecare suflet din locul acesta. Amin. Tu cel ce cunoști și pătrunzi cu ochii tăi în adâncimea sufletului fiecăruia, știi nevoile fiecăruia. Doamne, ai un cuvânt potrivit pentru fiecare suflet. Amin. Pe cei care sunt copii ai tăi, ridică-i la o treaptă mai înaltă de sfințenie. Amin. Iar pe cei ce au nevoie de mântuire, Doamne, adu-i la picioarele crucii Fiului tău. Unge-ți robul tău cu putere de sus, cu ungere proaspătă din Duhul Sfânt. Doamne, ia sub controlul tău fiecare ființă și fă ca fiecare gând să fie rob ascultării de Hristos. Iar pentru toată lucrarea pe care o vei desfășura, îți mulțumim și te slăvim în veci. Amin. Amin. Haideți să luăm locurile și prin cântarea corului continuăm să ne rugăm.
Că aveți un cor așa de frumos și vreau să-l felicit pe fratele care se ocupă și pe toți coriștii vreau să vă felicit. A sunat atât de frumos. O cântare trebuie să miște inima celor care ascultă. Dacă nu o mișcă, e cântată degeaba. Sper că mă voi ridica și eu la acest deziderat și vreau să vă conduc în închinarea pe care o dorim să o facem împreună la ideea că Iisus Hristos este viu. Știind că e viu, pot învinge teama. Orice teamă am avea în această lume, știind că Iisus e viu și că mijlocește la Dumnezeu pentru noi, ne va da putere să trăim după voia Lui în fiecare zi. Thank you.
din infinitul țărilor senine, din țara unde mielul stă pe tron, din strălucirea slavei lui divine, vorbește astăzi fiecărui om. Și glasul lui, duios și blând de tată, ce-a răsunat sinistru pe calvar, se îndreaptă azi spre omenirea toată, ducând cu el al mântuirii dar. Veniți la mine, zice Domnul într-una, veniți voi cei trudiți și împovărați. Odihna, eu vă dau pe totdeauna și pace în mine, și pace în mine o să aflați. Veniți la mine, cei de sub osândă, căci vina voastră am purtat-o eu. Prin moartea mea v-am dăruit izbândă și biruința asupra celui rău. Apropiați-vă de mine, fără teamă, în sângele meu sfânt vă curățiți. Primiți cuvântul meu care vă cheamă, credeți în mine și vă pocăiți. O, suflete, ascultă iaz chemarea și nu respinge minunatul har, căci Domnul ți-a plătit răscumpărarea, sorbind paharul chinului amar. Azi ușa îndurării e deschisă, dar se va închide veșnic în curând. Și regretând chemarea lui respinsă, te vei topi în chinuri, suspinând. Aleargă azi la el ca să-ți dea viața, să-ți dea belșugul ploilor târzii, ca în ziua anunții în marea dimineață să te întâlnești cu el în veșnicii. Ca blând păsor, Iisus, veni, pe mine a mă mântui și de rușine și păcat, el m-a eliberat din adânci. Al său braț tare m-a scăpat, din umbra morții el m-a scos. O laudă lui, el m-a salvat. De multe ori el m-a chemat, nepăsător l-am refuzat, dar când smerit l-am ascultat, el m-a eliberat din adânci. Al său braț tare m-a scăpat, din umbra morții el m-a scos. O laudă lui, el m-a salvat. Pe frunte spinii i-a purtat, pe lemn a fost crucificat, a fost hulit, a fost cuipat, să fiu răscumpărat din adevăr.
cu al său braț tare. Să fie numele Celui care ne-a scos din moarte și ne-a salvat și ne-a dat viață. Amin. Mulțumim pentru slujire. Vrem să ascultăm două mărturii, încă două mărturii din partea celor ce duminică mărturisesc pe Domnul în apa botezului. E vorba de fratele Seica Dănuț și de fratele Cornel Suciu. În ordinea asta o să invit în față, dați-mi voie să mai spun, dacă fratele Doru a considerat că frații și corul nostru cântă așa de bine, după mărturia lor îi lăsăm să mai cânte o cântare, apoi fratele Doru și după asta îi ascultăm predicarea cuvântului. Fratele Onisim este un bun predicator și l-am asigurat că îi dăm tot timpul de care are nevoie ca să împărtășească ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. L-am întrebat și de fratele Aurel, dacă mai face demonstrația pocăinței pe uliță și cheamă oamenii, au zis că nu mai poate. Îi transmitem toată adunarea, dragostea noastră și îmbrățișările noastre și îi dorim sănătate. Nu numai acasă, și vrem și la adunarea lor, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă sporească. Haideți să ascultăm pe fratele Dănuț prima dată și apoi pe fratele Cornel. Îl pun pe Dănuț pentru că el e mai curajos. Dați-mi voie să mai adaug pentru cei ce sunteți musafiri în seara asta și n-ați mai fost cu noi. Nu examen acum. Nu-i condiție pentru botez ce facem noi aici. Ce facem aici, vrem întâi de toate să-L cinstească pe Domnul. Amin? Vrem apoi să fie așa pricină de încurajare pentru cei ce au pornit de mult și să fie și timp de cercetare pentru cei ce mai așteaptă. De vârsta lui sau mai mari, pe toți să vă binecuvinteze Domnul. Amin. Dan? Pace. Mă numesc Seica Daniel și am 15 ani, sunt un elev la Liceul Teologic Baptist. Am crescut într-o familie creștină și sunt în biserica aceasta de când sunt mic. La grupele de copii am participat în fiecare duminică dimineață, unde am învățat versete și cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Am fost învățat de mic că păcatele îl supără pe Dumnezeu, așa că m-am străduit să fiu ascultător, să nu fiu obraznic și să fiu respectos. Ca și copil am crezut că faptele bune sunt îndeajuns pentru Dumnezeu și să fiu un om moral e de ajuns pentru El, ca să fiu un om mântuit și pe placul Lui. Timpul a trecut și eu am crescut și am înțeles că nu e așa. Pentru Dumnezeu cel mai important este să-L accepți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta. Amin. Dar chiar dacă am realizat acest lucru, încă nu L-am acceptat pe Domnul Iisus în inima mea. Am crezut că, fiind crescut în biserică, mai am nevoie de puțin timp să mai cresc, să mă mai gândesc la acest lucru. Am crezut că sunt o persoană deja mântuită, fiind crescut în biserică. Dar într-o zi, la grupa duminicală, am auzit o mărturie care mi-a schimbat viața și felul în care gândesc. Am realizat că sunt păcătos și că am nevoie disperată de iertarea lui Domnul Iisus. Am început să tremur la gândul că gândirea mea până acum a fost greșită și că ce credeam a fost greșit și că singurul mod prin care poți fi iertat este să crezi în Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Împreună cu învățătoarea de la grupă și cu alte doi copii ne-am dus într-o sală separată unde ne-am rugat. Acolo l-am acceptat pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al inimii mele și am citit pentru prima dată pacea și bucuria Mântuirii. Aleluia. De atunci încerc să trăiesc în fiecare zi ca și copil al Lui. Nu ca să am mântuirea pe care altă dată credeam că voi căpăta prin fapte bune, ci pentru că o am, prin Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Stau în fața dumneavoastră astăzi ca să mărturisesc public că L-am acceptat pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața mea și că vreau să-mi trăiesc tot restul vieții mele alături de El. Ai fost grozav, da. Și ai scris, da, nu i-am dictat noi și nici pastorul Birgean, vă rog să nu. Chiar dacă a venit cu biletul ca să-l verifice fratele Marius, nu i-l a dictat nimeni. Dan este elev la liceu, dar nu orice elev.
El e de naștea de sus. Ne bucurăm de Dan și din toată inima apreciem tot ce îl iubim și vrem din toată inima să se simtă confortabil în adunarea noastră, să fie de folos lucrării lui Dumnezeu. Un lucru care, dacă ați prins în mărturia lui, eu zis odată, alți doi adolescenți împreună cu mine ne-am dus într-un colț, într-o sală cu sora Naomi, nu? Și rugăciunea de acolo m-a marcat atât de puternic, a zis el, încât n-am putut să mai rămân indiferent. Și vine de atunci hotărât că urmează la botezul ăsta, pentru că, într-o duminică, învățătoarea de la grupa de adolescenți s-a dus cu ei deoparte și s-a rugat pentru ei. Sunt convins că toate celelalte, de acasă, de aici, au fost lucruri care au influențat gândirea lui. Dați-vă aici să, și după aia revin la Dan, îngăduiți asta, aseară, sora Iulia, nu, n-am pus-o să zică, dar știți cum care a fost punctul forte pentru ea? A venit într-o duminică la adunare, înainte de ora 10, că nu știa că slujba începe la 10, și s-a nimerit în sala de sus, unde frații cântau și se rugau. Și acolo a început să tremure și a zis, eu nu mai plec de aici. Cu oamenii ăștia sunt altfel decât cei pe care am cunoscut eu. Pentru că un grup de bărbați și femei care vin duminică de duminică de la ora 9, cântau cântarea de laudă și se închinau lui Dumnezeu, i-a marcat atât de profund viața încât a fost destul. Și a urmat predici alte și a știut ea ceva despre Domnul, dar locul ăla a fost determinant pentru decizia ei. Așadar, nu lucruri mari trebuie făcute. Dacă puteți, faceți-le. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu, așa cum am zis și în seara aceasta, pentru cei ce sunt mântuiți, să-i scoată în față și să facă pasul decisiv și hotărător. I-am spus fratelui Dan atunci când a fost la comite, s-a l-am întrebat următorul lucru, măi, îl cunosc pe tata, cunosc pe mama, cunosc bunicii tăi. Toți ăștia sunt oameni de excepție, de o ținută morală deosebită, specială. Cred că tu ai informații genetice din ceea ce sunt ei și cred că ești un copil excepțional pentru asta. Și am zis, de ce îți mai lipsești acum să vii să ne spui că te-ai pocăit, dar ce păcate ai făcut zile, frate, ce ai făcut aici, ca să știe, frate? Păi, ca și orice om, ne naștem păcătoși și trăim o viață în care orice lucru care, prin care nu ascultăm de legea lui Dumnezeu, îl păcătuim. Ca și orice copil, am fost neascultător, poate am mințit, am fost obraznic, am avut gândurile, dar acum știu și încerc să mă petrec tot restul vieții conform cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumim, Dan! Dumnezeu să te ajute să rămâi așa cum ne-ai spus și cum ai hotărât în inima ta, să-ți dea înțelepciune în continuare și pe-ai tăi toți să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru cei din familia lărgită a voastră, Dumnezeu să-i atingă la vremea potrivită, să nu-i lase. Dacă sunteți de acord cu botezul fratelui Dan, mulțumim, Dumnezeu să te binecuvinteze, du-te. Fratele Cornel. Bună seara tuturor și pacea Domnului! Mă numesc Cornel Atanasie Suciu, sunt născut în Caransebeș și am trăit acolo până la vârsta de 15 ani. La 4 ani după moartea tatălui, în 1972, împreună cu mama mea, m-am mutat în Timișoara, unde am urmat liceul și facultatea. Părinții erau ortodoxi, dar nu țineau în casă obiecte de cult, icoane și altele. Eu am fost educat în spiritul respectării celor 10 porunci în totalitatea lor și învățat rugăciunea Tatăl nostru. În anul 1984 am primit o Biblie de la mama unui prieten care era pocăită. Timp de vreo 8 luni am citit astfel Biblia, înțelegând cât am putut eu înțelege la acea vreme. Astfel mi-a influențat în sens pozitiv modul de gândire și, ca urmare, modul de comportare, concepția despre lume și viață, dar totodată și multe întrebări. Astfel, de-a lungul anilor, am mers în mai multe biserici căutând adevărul, căci este scris: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
în Ioan 8:32. Aici, la Biserica Emanuel, am venit pentru prima dată în anul 1990, fiind chemat de bunul meu prieten și acum frate, Amos Boldiș. Chiar în această masă am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că nu poate să vină acum seara, că este bolnav, este grav răcit, cu temperatură, dar l-am rugat ca pe duminică să fie sănătos, ok? Și mi-a promis lucrul acesta. Domnul fie cu el. Să aibă milă. Astfel, ce auzeam de la anvoane, confruntam acasă cu Scriptura. În perioada ianuarie 2009, ianuarie anul acesta, deci 2 ani, am urmat un studiu biblic prin corespondență la un alt cult. În februarie 2010, am mers cu aceștia la o evangelizare timp de 10 zile, în sensul că plecam la 4 din Timișoara și pe la 9-10 seara cel târziu ne întorceam înapoi, pe la niște sate în jurul Timișorii. Printr-un efort concentrat pe un studiu în profunzime al Scripturii, pe acest Iisus care s-a înălțat la cer și va veni în același fel, Fapte 1:11, l-am primit ca Domn, răscumpărătorul și salvatorul meu personal. Aleluia! Pasul următor pentru mine era la care biserică să fiu botezat și să mă alătur, căci este scris. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Fapte 2:38 și în continuare versetul 40. Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații ticăloase, călăuzit numai de Dumnezeu, fără intervenție de om, am hotărât la Biserica Emanuel, unde fusesem de nenumărate ori și unde am găsit adevăr, adevăr biblic, bineînțeles. Aceasta a fost mărturia. Frate Cornel, ne bucurăm de tot ce ai notat ca să împărtășești cu noi și vrem de toată inima ca Domnul să facă ca ce ai zis aici să fie o realitate pentru viața ta în timpul care urmează, să te ajute să te ții și să rămâi pe cale. Ne bucurăm că ai ales adunarea noastră și suntem așa onorați în același timp. După ce te-ai dus într-o parte și în alta, ai zis tu la, în fața fraților din comitet, am căutat diverse biserici, le-am vizitat ca să văd unde mi se potrivește, ca unul care totuși știa Scripturile, că înainte de a fi tu la cursurile de școală biblică, pe mine cel puțin m-a impresionat în timpul de catecheză cu lucruri care le-ai știut din startul întâlnirilor noastre. Din pricina asta, mă rog și doresc de toată inima ca Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu statornicie pe cale și lucrurile care ți se descoperă acum în vremea asta de școală să te ajute să rămâi un bun credincios, un om pocăit, un om al lui Dumnezeu în adunarea noastră și nu numai. Ai zis, cuvântul pe care l-am auzit m-a cercetat, mi-a schimbat viața, Duhul lui Dumnezeu a fost cel care a dus liniște în viața mea și încredințarea că sunt bine. E expresia care ai folosit-o. Am notat-o ca să ți-o reamintesc în fața fraților. Dacă ești bine, frate Cornele, bagă bine de seamă să nu dai nici într-o parte, nici în alta, ci să rămâi așa de referință și binecuvântare pentru cei de acasă și pentru oamenii cu care te întâlnești. Sunt convins, ai mai zis tu, că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și pentru mine. Și asta e lucrul cel mai important care am vrut să-l auzim în seara asta și îl vei mărturisi duminică fiind îmbrăcat în haine albe. Mă rog din toată inima ca Duhul Domnului să-ți dea înțelepciune de care ai nevoie ca pe cale să rezisti, să faci față și să fie așa o binecuvântare. Dacă sunteți de acord ca fratele Cornel să fie botezat duminică, mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă rugăm să luați loc, corul laudă pe Domnul.
Vă invit să deschideți scripturile și să ne deschidem inima și în seara aceasta vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Vom începe citirea de la versetul 25. Toți cei care aveți scriptură, vreau să deschidem cuvântul și să ne deschidem inima. Matei, capitolul 11, de la versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Haideți să zăbovim în rugăciune, ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și conștienți că în jurul cuvântului avem nevoie de cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Haideți fiecare din noi să ne acordăm la vocea Lui și la ceea ce vrea să ne comunice. Tată, stăm înaintea Ta ca un singur om. Mulțumim pentru vremea de har. Mulțumim pentru posibilitatea de a deschide Scriptura și de a ști că prin Duhul Tău cel Sfânt iei din ceea ce este al Tău și vrei să ne descoperi fiecăruia. Mulțumim pentru că ne întâmpin cu o invitație extraordinară. Mă rog, Doamne, să-mi dai pricepere și ungere duhovnicească ca să pot să prezint adevărul acesta și el să meargă la inima fiecăruia. Doamne, dorim ca și prin propovăduire și prin primirea cuvântului, numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat în adunarea aceasta. Și, Doamne, acolo unde ești Tu înălțat, Tu spui că îi vei atrage pe oameni la Tine. Ne rugăm și în seara aceasta, fă ca oamenii să se simtă atrași de oferta, de invitația pe care ne-o faci. Îți cerem aceste lucruri nu pentru că merităm, ci pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Mă bucur să văd că există o colaborare pe mai multe planuri între biserica noastră și biserica dumneavoastră. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru felul în care fratele Andrei Bulzan împreună cu tinerii din biserica noastră au vizitat seara de tineret a bisericii dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să crească o generație de oameni tineri care să-L iubească pe Dumnezeu și care să nu se rușineze de absolut nimic ceea ce ține de numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Nu iau ca ceva de apucat invitația pe care mi-au făcut-o păstorii dumneavoastră. Cu fiecare din ei mi-a dat Dumnezeu un soi de relație așa încât sunt legat de biserica noastră prin trei legături distincte. Cu fratele Dan am călătorit mult în Serbia, apreciez inima fratelui și când eu o las mai moale, imediat mă sună fratele Dan și mă întreabă unde mergem, ce facem. De fratele Emi vă spun de asemenea că l-am cunoscut din copilărie, totdeauna am apreciat râvna și seriozitatea lui pentru Dumnezeu, mai apoi pe Nadia, soția lui. Fratele Marius l-am știut întotdeauna un cărturar, dar nu un fariseu. Și mă bucur să știu că oriunde vestește cuvântul lui Dumnezeu, îi determine pe oameni să rămână legați de Scriptură. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună ca adunare și să fiți oameni care să stați în jurul păstorilor voștri, pentru că și ei vor să stea în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Am auzit că într-o biserică o soră la serviciu din mijlocul săptămânii s-a dus glonț la păstorul ei și a spus: frate păstor, te-am căutat toată ziua de marți și nu te-am găsit.
Și pentru că am vrut să stau de vorbă cu dumneata, să știi că am venit și la birou și nu erai. Spus, soră, nu vă supărați. N-aș știut că marțea e ziua mea liberă? Spus, zi liberă? Păi, nu știi că diavolul nu și-a niciodată zi liberă? Cum de dumneata ei? Și fratele păstor a spus, soră, dacă nu mi-aș lua o zi liberă, mă tem că și eu aș semăna cu diavolul. Dragii mei, trăim o vreme în care parcă fiecare din noi ne fălim de cât suntem de ocupați. Ni se pare că dacă suntem mai ocupați, cu atâta dăm mai mult randament. Ei, dragii mei, nu întotdeauna e adevărat. Alții au senzația că Dumnezeu îi răsplătește pe măsura cât de ocupați au fost ei. Așa că trăim o vreme în care parcă fiecare din noi ne-am place să ne lăudăm cât suntem noi de ocupați. Am auzit de asemenea de un proaspăt manager la o companie care a fost angajat și a remobilat biroul și în prima lui zi de lucru s-a așezat la birou, a încercat să pozeze de acum noua lui postură când a auzit pe cineva bătând la ușă. A zis, mă, cum să îi las să vină și să mă vadă că nu fac nimic? Așa că a pus mâna pe receptor, chiar dacă nu-l sunase nimeni, da, poftiți, și începea să își imagineze un soi de convorbire telefonică. După ce a terminat, da, sigur că da, am să vă sun mai târziu, a pus receptorul în furcă și l-a întrebat, ce vreți? Zice, știți, eu sunt de la compania de telefonie, am venit să leg firul. Oamenilor le place să pozeze că sunt ocupați, și odată cu ocuparea timpului apare un soi de oboseală. Și oboseala asta devine oboseală cronică. Și nu știm cum să ne odihnim. Nu știm cum să lăsăm toate lucrurile jos și realmente să ne putem odihni. În seara aceasta vreau să ne uităm în pasajul din Scriptură și să descoperim felul în care Domnul Iisus Hristos vrea să ne îmbie odihna Lui. În pasajul pe care l-am citit, cuvântul ne spune, în vremea aceea, și foarte interesant să vezi contextul imediat în Evanghelie după Matei, este un context în care de acum popularitatea Domnului Iisus s-a dus. Oamenii au început să aibă fel de fel de reacții vis-a-vis de el. Unii au rămas plini de îndoială, alții erau cu inima împărțită, alții erau indiferenți, s-au făcut atâtea minuni într-o parte sau în alta și oamenii au rămas indiferenți. Ei bine, în fața unor așa reacții, Domnul Iisus nu se sfiește să aibă o invitație pentru cei de atunci și pentru noi astăzi. Și cuvintele lui sunt la fel de adevărate. Veniți la mine. Cine? Toți cei trudiți și împovorați. Astăzi vreau să ne uităm la pasajul acesta. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în ultima vreme în biserica noastră să ne uităm în Evanghelii la toate pasajele cumva mai greu de înțeles. Pasaje pe care parcă am preferat să nu le avem în Scriptură și care mi se par că dacă n-ar fi acolo, Evanghelia ar fi mai ușoară. De exemplu, în textul pe care l-am citit, spuneți-mi noastră, dacă n-ar fi mai comod să auzim că Domnul Iisus ne spune simplu, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, punct. Și n-ar mai exista nimic mai departe. Numai că toți întoarcem pagina și auzim ceva ciudat, că Domnul Iisus are o odihnă pentru cei care iau jugul Lui. Pentru mintea noastră obișnuită, dragii mei, ideea de odihnă și ideea de jug nu merg niciodată la oaltă. E bine, în seara aceasta vreau să ne uităm, dacă vreți, la acest paradox. Odihnă sub jugul lui Hristos. Vreau să rămâneți cu Biblia deschisă pentru că vreau să descoperim câteva adevăruri împreună. Mai întâi, odihna este căutarea oricărui om care încearcă să se ascundă de Dumnezeu.
Vă rog să rețineți, odihna este o căutare a oricărui om. Cu asta ne naștem. Copilul de când e mic spune, tată, dar când vine vacanța? De ce? Vreau să mă odihnesc, vreau să dorm mai mult. S-a săturat să sune ceasul, să tragă mama de el, să-l îmbrace. Copilul visează după odihnă. Chiar și cei care sunt la grădiniță spune, mamă, când e vacanță? Când ajungi la facultate, abia aștept să treci de sesiune să te odihnești. Când ajungi la un servici, din start îți planifici concediu. Și astăzi e o vreme în care oamenii își planifică cu mult timp înainte concedii care mai în zone exotice, pentru că fiecare ar vrea să se odihnească. Am crescut într-o vreme în care auzeam tot timpul părinții dezbătând această problemă. Ne putem lua bilet de tratament sau bilet de odihnă? Cam astea erau cele două bilete. Fiecare visa la odihnă. Numai că n-ai găsit odihnă nici când ai terminat grădinița, nici când ai terminat școala, nici când ești la servici, nici măcar când ajungi la pensie, n-ajungi să te odihnești. Și pentru că oamenii n-apucă să se odihnească, știi ce fac? Își proiectează această dorință a lor, această căutare a lor dincolo de mormânt. Nu e un secret, ci de acasă știu, am locuit aproape de cimitir, așa că mi-a plăcut să mă duc des prin cimitir. Indiferent cât de mare e cripta, crucea, stâlpul și așa mai departe, spuneți-mi dumneavoastră ce scrie pe fiecare cruce din orice cimitir. Spuneți-mi, aici odihnește. Mai vreau să vă spun, dragii mei, că expresia aceasta nu se potrivește pe orice cruce. Nu se potrivește. Pentru că oamenii care nu descoperă odihna aici, n-au nicio garanție că o descoperă dincolo. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 57, și vreau să vă uitați un verset din Scriptură. Toți cei care aveți Biblie, vă rog frumos, deschideți, pentru că am să vă argumentez cu Scriptura. Isaia 57, versetul 2. Cuvântul spune așa. El intră în pace în groapa lui, și atenție, cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihnește în culcușul lui. Dragii mei, nu orice om ajunge la odihnă. Și chiar dacă scrii de 1100 de ori și cu litere mari pe cripta ta sau pe crucea ta, aici odihnește. Cine nu găsește odihnă aici, n-are nicio garanție că o găsește dincolo. În toamna aceasta am fost într-un cimitir undeva la țară și până să termina serviciul de mormântare, m-am plimbat puțin prin cimitir. V-am spus că îmi place. Și am dat peste o cruce pe care n-am avut un aparat de fotografiat cu celularul, nu știu să fac poze, dar aș fi vrut să fac poză. Am găsit o cruce veche, era scris cam așa, Dionisie Popovici, născut în 1884, pocăit în 1900, nu știu cât, decedat la o altă dată. După știința mea, asta e singura cruce în care am văzut expresia născut, pocăit, mort. Dragii mei, pe crucea asta se potrivește aici, odihnește. Pentru că doar cel ce umblă pe drumul cel drept, el se odihnește în culcușul lui. Când ne uităm în Scriptură, și cu asta ne întoarcem în textul nostru, când Scriptura vorbește despre odihnă, nu se referă doar la trupul nostru, la nevoia noastră legitimă după a ne odihni. Știți cine a fost prima persoană despre care Biblia ne spune că s-a odihnit? Nu o să intre pe păstor ca să... Spuneți-mi, cine credeți? Dumnezeu! Acum, mi-e greu să-mi imaginez că Dumnezeu s-ar fi obosit.
Da, e adevărat, a avut foarte multe lucruri de creat și eu cred că le-a creat în 7 zile, dar Dumnezeu n-avea nevoie să se odihnească și totuși Scriptura ne spune că Dumnezeu s-a odihnit și vreau să înțelegeți că odihna pe care ne-o descrie Scriptura e, dacă vreți, o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu. E starea aceea de desăvârșită liniște în care Dumnezeu contemplă o creație care îi aduce slavă. Și după ce l-a creat pe om, prima zi pentru oamenii pe care i-a creat Dumnezeu. Știți ce zi a fost? Știți ce zi a fost? O zi de odihnă. Dumnezeu a dorit ca prima zi a omului pe pământ să fie o zi de odihnă, de contemplare, de relaxare în prezența lui Dumnezeu. După ce oamenii au fost neascultători și după ce au căzut în păcat, primul om care a simțit povara oboselii a fost Cain. Vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea Geneza, capitolul 4, și vreau să vă ajut să descoperiți adevărul acesta. În Geneza, capitolul 4, cuvântul ne spune despre Cain, în versetul 12, când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Primul om care a simțit pe propria lui piele, ce înseamnă să alergi și să nu mai poți să te odihnești, a fost Cain. Scriptura ne spune de asemenea că după ce Dumnezeu a scos cu mână tare și cu braț puternic pe poporul său din robia Egiptului, Scriptura ne spune că intenția lui Dumnezeu a fost să-i ducă în odihna lui, în țara unde curge lapte și miere, adică în Canaan. Numai că, așa cum bine știți, poporul a fost neascultător, necredincios lui Dumnezeu, a încercat să se întoarcă înapoi, măcar afectiv, în Egipt. Așa că Dumnezeu a trebuit să spună și citiți cuvintele acestea aspre în Psalmul 95. Am jurat în mânia mea, ce? Nu vor intra în odihna mea. Dragii mei, din pricina neascultării oamenilor, din pricina înstrăinării lor, din pricina faptului că oamenii au început să se ascundă de fața lui Dumnezeu, oamenii nu mai au odihnă. În nelegiuirea lor, în plăcerile lor, în neascultarea lor, există un soi de agitație sterilă care nu le dă nici pace, nu le dă nici odihnă. Și ce e ciudat este că oamenii obosesc, nu mai au vlagă, nu mai au resurse, dar nu înțeleg să se oprească. Vă rog să redeschideți în Isaia 57 și o să vreau să citim versetul 10. Vă rog să vă uitați în Isaia 57, versetul 10. Isaia face o radiografie a unui popor care a rămas neascultător față de Dumnezeu, din pricina aceasta a ajuns să obosească și ascultați ce spune versetul 10. Obosești mergând și nu zici, încetez, tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Frați și surori, iubiții mei ascultători, versetul acesta este, dacă vreți, oglinda a celor mai mulți dintre oameni. Obosim, trudim, nu găsim satisfacție, lăuntrul ne este împovorat, dar n-avem tăria și n-avem, dacă vreți, smerirea de sine. Să ne oprim din alergare și să spun, Doamne, îmi pare rău, mă opresc. Invitația Domnului Hristos este pentru toată lumea. Veniți la mine câți? 5? 10? Nu.
toți cei trudiți și împovorați. Și vă rog să nu uitați că invitația lui Dumnezeu nu este doar pentru cei aleși, nu este doar pentru un grup restrâns, nu este pentru un grup limitat, ci invitația lui Dumnezeu este pentru oricine. Numai că la această invitație nu răspund decât cei care acceptă să se facă mici în ochii lor, se smeresc cu pocăință și au tăria să recunoască că sunt obosit și trudit în lăuntrul lui. Dragul meu, poate că ești după masa aceasta exact în categoria asta, adânc în ființa ta spui, oh, nu găsesc satisfacție nimic, am obosit. Ai obosit pentru că te ascunzi de Dumnezeu, fugi departe de Dumnezeu, dar n-ai tăria să te oprești, să te faci mic în ochii tăi, să te smerești public, să spui, Doamne, am nevoie de ajutor. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este pentru cei care acceptă să fie mici în ochii lor. Prima fericire pe care o avem în predica de pe munte este ferice de cei săraci în duh. Adică ferice de cei care acceptă să fie mici în ochii lor, care nu refuză ocazia care li se dă de a recunoaște că au nevoie de intervenția Harului lui Dumnezeu. Odihna este căutarea oamenilor care se ascund de Dumnezeu. Și invitația Domnului este pentru toți, dar nu răspund ei decât cei care recunosc că sunt trudiți și împovorați. În al doilea rând, vreau să observați că odihna este cadoul pentru oricine se apropie de Domnul Iisus. Odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să-l dea oricui care se apropie de El. Dacă îți poți cumpăra bilet de odihnă, dacă îți poți cumpăra o vacanță exotică într-o parte sau în alta, să știți că niciun om nu-și va putea cumpăra odihna lui. Odihna pe care Dumnezeu vrea să o dea cugetului nostru, nu o putem obține decât ca un cadou, ca o pomană din partea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta! Uitați-vă în Scriptură, veniți la mine, spune Domnul, și eu vă voi da odihnă. Dragul meu, nu există odihnă și liniștirea cugetului printr-o faptă bună, printr-o milostenie, prin ritual sau prin nimic altceva. Există o singură șansă de a ajunge la odihnă. Când îți dă Dumnezeu odihna ca și un cadou. De aceea vreau să ne uităm în Scriptură și să descoperim câteva lucruri despre cadoul acesta. Mai întâi vă rog să observați cât e de simplu, cât este de accesibil cadoul acesta. Domnul Iisus nu spune, veți găsi odihnă într-un mod foarte sofisticat. Am auzit că, și în mod deosebit, în rândul tinerilor există o preocupare după a găsi odihnă prin mijloacele yoga sau altor meditații de orientale de un fel sau altul, tehnici extrem de complicate prin care oamenii au senzația că ajung să se odihnească. Știi că odihna pe care o dă Hristos este cât se poate de simplă. Și Evanghelia este cât se poate de simplă, atât de simplă încât un copil poate să beneficieze de ea. Vă rog să ascultați ce spune Scriptura. Te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dragii mei, cadoul pe care vrea să ne-l facă Dumnezeu, esența Evangheliei, ni se descoperă și trebuie să te faci ca un copil care pune rațiunea lui deoparte și acceptă ca Dumnezeu să îl descopere pe Iisus Hristos. Să spună, Doamne, accept ceea ce Tu vrei pentru mine. Nu, Dumnezeu nu este împotriva rațiunii.
Numai că niciodată curațiunea nu vei ajunge să înțelegi complet toată Evanghelia. Ai nevoie de această simplitate a unui copil care spune, dă-mi. Dragul meu, la odihna pe care ți-o oferă Dumnezeu în Hristos, există atâta simplitate. Ești trudit, ești împovorat, Domnul te îndeamnă, uite-te la Hristos. Și, dragii mei, prin credință pricepem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, a luat chip de om, s-a făcut asemenea nouă și prin moartea Lui vrea să dea odihna fiecăruia din noi în parte. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. De aceea, esența acestui mesaj trebuie descoperit și trebuie primit ca un copil. Dar vreau să ne mai uităm un lucru. Atunci când vorbim despre cadoul acesta, vă rog să rețineți că el este în persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ne spune, veniți la, și aici o listă întreagă de lucruri. Ci oferta cadoului Dumnezeu este în persoana Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, cineva spunea în felul următor, la întrebarea ce are de oferit Dumnezeu acestei lumi, există un singur răspuns, Iisus Hristos. Și dragii mei, în perioada sărbătorilor, în vremea când toți și-aduc aminte de daruri și cadouri, vreau să nu uităm, să ne aducem aminte de darul pe care l-am primit în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui pentru asta. El este sursa cadoului, El e esența. Dar mai mult vreau să observați că în El și în lucrarea Lui vei putea găsi odihnă. Odihna nu este în ceea ce mă gândesc eu, odihna nu este în ceea ce fac eu, odihna este în ceea ce El a făcut pentru noi. Să vă dau câteva exemple. Închipuieți că ai rămâne în urmă la plata regiei, la bloc. Un lucru care, din păcate, se întâmplă. Oamenii se plâng, nu mai ajung să-și administreze corect banii, așa că de câte ori intru într-o scară de bloc, te uiți lista locatarilor și dincolo te uiți la cheltuieli și vezi la câte un apartament în roșu. Ei, nu doresc nimănui, dar închipuieți că ai ajunge să fii în roșu lună după lună, lună după lună și s-ar aduna o sumă imensă și simți că acuș îți pune sechestru și te execută. Și vine cineva de pe scară, îți pune mâna după cap și spune... Nu te teme. Nu te teme, și eu-s dator. Te-o mângâia tare? Nu te-o mângâia, nu? Nu reușit să-ți aducă odihna. Dar dacă cel care îți pune mâna și spune nu te teme, este un întreprinzător cu mână largă, care are bani să acopere toată datoria ta, spuneți-mi, îți poate da odihna? Absolut că da. Vă rog să vă gândiți la o scară mult mai mare. Păcatul, neascultarea ne-a făcut datori față de dreptatea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că datoria aceasta n-avem cum să o plătim. Înaintea dreptății lui Dumnezeu, fiecare din noi suntem datori vânduți. Și Dumnezeu în bunătatea Lui s-a apropiat de noi în Iisus Hristos și în jertfa Domnului Iisus Hristos a plătit toată datoria noastră. Așa încât când lăuntrul nostru simte că este dator înaintea lui Dumnezeu, Hristos se apropie de fiecare din noi și spune, în jertfa mea, în sângele meu, am plătit pentru toate păcatele tale. Slăvit să fie El pentru asta. Aleluia. Îți poate da odihnă? Cu siguranță că da. Să luăm un alt exemplu. Aduceți-vă aminte că într-o anumită împrejurare, ucenicii erau în mijlocul furtunii. Valurile stăteau să inunde și să scufunde corabia și ucenicii erau plini de teamă și panică și în panica lor au strigat, scapă-ne că pierim. Spuneți-mi, i-ar fi ajutat cu ceva dacă vreo altă corabie s-ar fi apropiat de ei în aceeași situație și le-ar fi spus, mă, ucenicilor, stați liniștiți! Cu ce mă liniștește asta? Dar
Scriptura ne spune că în mijlocul valurilor, exact valurile care riscau să-i scufunde pe ei, îl apropia pe Hristos de fiecare din ei în parte. Domnul Iisus este Cel care spune ucenicilor, stați liniștiți. Dragii mei, știți cine poate să dea odihnă? Cel care a plătit pentru păcatele noastre, Cel care poate spune mării, taci fără gură și în imediat momentul următor se liniștește. Închipuieți că ți-i cugetul vinovat și simți o anumită povară și, dragii mei, vreau să recunoaștem un lucru, că cugetul are această sensibilitate. Fiecare din noi purtăm anumite lucruri de care ne este rușine și le purtăm în cuget. Și de foarte multe ori purtăm această povară luni, ani, poate alții o viață întreagă. Lucruri pe care le ținem ascunse, să nu le știe nimeni și avem senzația că dacă le-am uitat, au dispărut. N-au dispărut. Și vinovăția asta apasă asupra noastră. Ei bine, dragii mei, într-un astfel de moment, se apropie Hristos de fiecare din noi și spune, eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul lumii. Observați, cine este în măsură să ne dea odihnă? De aceea vă rog să rețineți, odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea în persoana Domnului Iisus Hristos, pentru cel care se apropie de El. Și dacă ești în seara aceasta exact în categoria asta, vreau să spun, poți găsi odihnă. Liniștea cugetului tău nu vei putea să obții cu niciun fel de mătănii, cu niciun fel de fapte bune și nu pot eu să-ți dau o eliberare ieftină. Există o singură șansă, să vii înaintea Domnului Iisus ca un copil, să-ți mărturisești păcatele și să te uiți la Domnul Iisus Hristos ca la singurul care poate plăti datoria ta, ca la singurul care poate ridica vinovăția ta, și ca singurul care poate să aducă liniște în cugetul tău tulburat. Și mă rog din toată inima să fii ca un copil gata să primești cadoul acesta. Amin? Vreau să merg un pas mai departe. Ne-am uitat și am văzut că odihna este căutarea oricărui om care se ascunde de Dumnezeu. În al doilea rând ne-am uitat și am văzut că odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să-l dea oricărui om care se apropie de El prin credință. Numai că, v-am spus de la început, textul nu se oprește aici. Ar fi fost mult mai simplu să spui, am primit odihnă, de aici fac ce vreau. Ia întoarceți pagina. Și cuvântul ne spune următorul lucru, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Vreau să facem o distinție între odihna pe care o găsim la începutul pasajului și odihna pe care o găsim aici la sfârșitul pasajului. Mai întâi este odihna salvării și mai apoi este odihna aceasta a supunerii. E odihna celui care nu renunță la jug, ci acceptă jugul. Și din pricina aceasta, din pricina acestui paradox, oamenii au dificultăți în a accepta Evanghelia. Adică ce vrei să spui? Să primesc odihnă când stau cu capul în jug? Știți, noi oamenii, și chiar dacă poate puțin dintre noi am crescut la țară, nici eu nu mă laud că am crescut la țară, deși cartierul din Arad unde am crescut era ca la țară. Ei bine, ce știu și eu și am mai văzut și eu, că un animal se odihnește cu adevărat atunci când iei jugul. Și când s-a terminat ziua, ia ori hamul, ori jugul și în sfârșit animalul de corvoadă se odihnește când n-are jug. Și Domnul Iisus folosește paradoxul acesta ca să trezească mintea lor și a noastră ca să ne mai spună ceva. Odihna este caracteristica celor care ascultă de El. De aceea cuvântul ne spune că sunt două imperative pe care fiecare din noi trebuie să le luăm personal. Vei găsi odihnă
dacă accepți jugul și dacă vrei să înveți de la el. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, sigur că noi oamenii cu o imaginație destul de bogată inventăm fel de fel de gânduri bune, frumoase, vis-a-vis de ce înseamnă jugul lui Hristos. De exemplu, imaginea care mie îmi place cel mai des este imaginea unui jug în care Domnul Iisus trage alături de mine. Și sigur că e încurajator să știi că Domnul este alături de noi în orice fel de situație, numai că să știți că El nu trage la jugul meu. Eu trebuie să trag la jugul Lui. De aceea vreau să rețineți că a lua jugul Lui înseamnă a accepta ca voința ta să stea sub voința Lui. Dragii mei, vă rog să rețineți, rațiunea pentru care mulți copii al lui Dumnezeu nu găsesc odihnă este pentru că ei nu vor să-și plece voința lor sub voința Domnului. Mintea noastră are mari dificultăți să accepte ideea că noi funcționăm cel mai bine atunci când suntem supuși. Ne repugnă ideea supunerii. Pentru că ceva înăuntru nostru și acel ceva ține de firea veche, iar place să fie liber. Numai că vă rog să rețineți, nu există libertate fără subordonare. Să vă dau un exemplu. N-ați văzut copii care, fie la țară pe tăpșan sau fie vara la malul mării, să grăbesc să alerge, să ridice un smeu. Și când ridică smeul, vântul favorabil, vezi cum ridică dintr-o dată smeul. Numai că oricât e de frumos smeul, smeul are o ață care stă în mâna pruncului și ține de îndemânarea lui să țină smeul cu ața. Și câtă vreme ața e încordată și câtă vreme smeul care stă în aer e ținut cu ața aproape de pământ, zboară liber. Dacă într-un moment de neveghere copilul lasă ața din mână, spuneți-mi, cât mai e timp și câtă slobozenie are zmeul să plutească? Chestie de secunde sau minute. S-a dus libertatea lui. O, dacă aș putea să fixez adevărul acesta în mintea mea și în mintea tuturor celor ce mă ascultă. Vom găsi odihna și vom putea să plutim deasupra încercărilor acestei vieți în măsura în care acceptăm să stăm sub autoritatea lui Hristos. Și câtă vreme voința noastră se supune voinței Lui, câtă vreme avem tăria să spunem nu voia mea, ci voia ta, câtă vreme lăsăm ca viața noastră să fie în jugul Lui, suntem liberi și cunoaștem odihna. Numai că vă rog să rețineți, e important să-ți supui voința, dar textul ne mai spune ceva și învățați de la mine. Și e foarte interesant să vezi cum găsești odihnă în măsura în care vrei să înveți de la El. Dragii mei, viața de credință nu este un simplu moment în care am înțeles ce a făcut El pentru mine, am luat mântuirea ca un pașaport, l-am pus în buzunar, trăiesc mai departe cum vreau, nu, ci cine pornește pe drumul credinței, pornește implicit pe drumul uceniciei. Știi că Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat în primul rând să botezăm, ci ne-a chemat să facem ucenici? Un ucenic este cineva care vrea să învețe. Și vreau să rețineți un lucru. Dacă vrei să găsești odihnă, nu căuta să înveți tehnici de la yoga, de la New Age, de la meditații de orice fel, de la tehnici, de a spune, am văzut pe câte unii care își pun piciorul după cap, capul după nu știu care și spune, așa mă odihnesc. Nu, dragii mei, odihna adevărată,
o găsim atunci când învățăm de la El. Și vreau să vă spun un lucru. Dintre toți oamenii care au trăit pe fața pământului și câți ori mai trăi ei până când vine Domnul, nimeni n-a lucrat mai mult decât Domnul și nimeni n-a fost mai odihnit decât El. N-a trăit decât 33 de ani și jumătate, dar când s-a apropiat sfârșitul, a avut tăria să stea înaintea Tatălui și să spună: Eu Te-am proslăvit pe pământ, Mi-am sfârșit lucrarea. Cum? Nu-L găsim vreodată, dragii mei, în toate evangheliile să fi alergat, să se fi agitat uitându-se, trebuie să fiu și acolo, și acolo, și să-L vedem că e tras din două părți. Da, e adevărat, au fost momente când ucenicii L-au chemat într-o parte, mulțimea L-a tras în alta, dar Scriptura ne spune că niciodată nu s-a grăbit, a fost într-un calm desăvârșit. Și calmul acesta i-a frapat pe toți ceilalți. Dragii mei, de la El, din mentalitatea Lui, avem ce învăța. Pentru că nimeni pe toată fața pământului n-a trăit o viață mai odihnită, mai relaxată, ca și Domnul Iisus. Două lucruri I-au caracterizat viața. Mai întâi, în orice pas al vieții Lui, Domnul Iisus a căutat să facă voia Tatălui Său. Vreau să spun că vei găsi odihnă nu când vei încerca să faci voia ta și când vei încerca să îi faci pe toți ceilalți să se învârtă după voia ta, ci vom găsi odihnă atunci când vom căuta în orice împrejurare slava Lui. Slava Lui. Și în al doilea rând, când te uiți la exemplu Domnului Iisus Hristos, Îl vezi preocupat să caute slava Lui și sufletele altora. Căci Fiul omului a venit nu să slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. El a găsit odihna pentru că a căutat slava Tatălui și slujirea celor din jur. Dacă mi-e la sfârșitul acestui mesaj, fiecare din noi ne dorim odihna. Să fie, frate, bun subiect, toți suntem obosiți, așa e. Dacă n-avem odihna interioară, este pentru una din aceste două cauze. Ori nu suntem aproape de El, ori nu suntem în ascultare față de El. Nu există a treia variantă. Dacă în lăuntru tău spui: am obosit, nu mai am, simt că nu mai am energie, nu mai am chef, nu mai am vlagă, mă trag de azi pe mâine. Una din două posibilități. Ori te ascunzi de El și atunci în seara asta te îndemn, ești trudit, ești împovorat, vino la Domnul Iisus. Vină cu pocăință, spune: Doamne, iată lucrurile care le port în cuget, iată păcatele care mă vizitează, vreau să scap, vreau să Te rog să-mi dai eliberarea, și în sângele Domnului Iisus Hristos este eliberare pentru orice fel de om. Slavă Lui pentru asta! Dacă ești un copil al Lui Dumnezeu, nu-ți imagina că mesajul ăsta nu se potrivește ție și tu ai ceva de mărturisit. Să știți că pocăința nu este un eveniment deodată în viață, e un mod de viață. Mărturisește-ți lucrurile. Spune: Doamne, am obosit încercând să-mi găsesc eu satisfacție. Dacă ești un copil al Lui Dumnezeu, dar viața se duce de azi pe mâine și ai intrat într-un soi de rutină care nu-ți aduce niciun pic de satisfacție, n-ai acea odihnă pe care sufletul tău o dorește. Nu proiecta așteptarea asta dincolo de mormânt. Caut-o aici. S-ar prea putea să n-ai odihnă pentru că nu vrei să asculți.
Și câtă vreme nu vrei să asculți, câtă vreme nu-ți pleci voința sub voința Lui, nu găsești odihnă. De aceea, în categoria aceasta, dacă te afli, vine înaintea Domnului și spui: Doamne, am obosit să fiu eu la cârmă. Mă predau în mâna Ta, îți dau voie să iei de plin controlul și îmi pun voința sub voința Ta. Și în clipa când faci lucrul acesta și când iei o astfel de decizie, vei simți că de aici încolo singura preocupare pe care merită să o ai este să fii întotdeauna în centrul voii lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să ne ajute fiecăruia să găsim această odihnă. Amin.
pentru câteva momente, haideți să plecăm fiecare capetele. Așa cum am auzit, mesajul din seara aceasta cere un răspuns din partea fiecăruia. Nu știu care este lucrul care te consumă, care nu-ți dă odihnă. Poate o alergare zilnică după cele materiale și iată se încheie încă un an și ai trudit și tot n-avem motive să ne odihnim. Deși am adunat ceva, poate, sau poate regrete adunate, păcate nepărturisite. Am văzut aseară ce frământare lăuntrică a trăit David cât timp nu și-a mărturisit păcatul și ce odihnă a căpătat în momentul în care și-a mărturisit fără de legea. Și Scriptura abundă de exemple de oameni care au căutat libertatea în afara voiei lui Dumnezeu. Avem exemplul unui fiu risipitor care și-a găsit odihna numai când și-a realizat starea și și-a mărturisit păcatul și s-a întors. De aceea nu știu care este aspectul care ne împovărează pe fiecare. Poate un loc de muncă și truda pentru cele materiale și instabilitatea locului de muncă, sau poate un aspect spiritual, un păcat, o robie, un lanț care te ține legat. Haideți în aceste momente de cercetare să lăsăm chemarea lui Hristos să răsune. Veniți la mine. Amin. E momentul în care El vrea să ne primească. Dar asta înseamnă să-mi supun în totalitate voința și viața Lui. Haideți în tăcerea inimii, fiecare să ne aducem ruga noastră personală înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mulțumim pentru cercetarea acestei seri. Mulțumim pentru mărturiile celor două vieți schimbate la care am putut privi. Mulțumim pentru cântările care au atins inima noastră. Mulțumim pentru cuvântul Tău care a mers atât de adânc în inima noastră. Doamne, ne mărturisim truda și stăm deschiși înaintea Ta și îți spunem, Doamne, Te rugăm, eliberează-ne și scoate-ne din acest cerc vicios al alergării și al negăsirii odihnei. Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea de la Calvara Domnului Iisus. Îți mulțumim, Doamne, că ai putere și în seara aceasta să iei lucrul care ne apasă cel mai tare sufletele, și anume păcatul nostru. Doamne, Te rog pentru cei care nu Te cunosc ca și Domn și Mântuitor, Doamne, ia această povară a vinovăției păcatelor lor. Fă, Doamne, ca oamenii să găsească și astăzi iertare în Tine. Doamne, ajută-i. Mă rog, Doamne, și pentru cei care am intrat pe calea Ta și am spus că am acceptat jugul Tău, Doamne, vrem încă o dată să ne supunem voința Ție. Amin. Vrem încă o dată, Doamne, să ne mărturisim rebeliunea și vrem, Doamne, să ne plecăm capul sub jugul Tău. Amin. Pentru că știm că sarcina Ta este ușoară și jugul Tău este bun. Doamne, lucrează în continuare prin cuvântul Tău în inimile noastre și Îți mulțumim. Amin. 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 Dragii mei,
Duminică dimineața urmează să avem împreună împărtășia Bisericii Cina Domnului și duminică seara ne vom bucura la serviciul de botez de la orele 17, cu o oră mai devreme. Așa că vă așteptăm cu drag pe fiecare din dumneavoastră. Mulțumim fratelui Oni pentru mesajul deosebit și Dumnezeu să binecuvinteze pe dânsul și biserica care o slujește. Amin. Mulțumim.